Multe salutări din nou! Bine v-am regăsit, prieteni minunați! Bun venit tuturor și bine ați revenit pe acest canal! Este o zi minunată de primăvară, un moment perfect pentru a merge la plimbări în pădure și a admira frumusețea schimbărilor care se petrec în natură. Ce ne arată că poate face Dumnezeu este cu adevărat uluitor, frumusețe pretutindeni, fără margini, peste tot în jurul nostru. Pentru că ne aflăm în sezonul unei minunate plante aliment și medicament și anume leurda, astăzi vă întâmpin cu această verdeață miraculoasă. Vom vorbi puțin despre ea și vom prepara un pesto de leurdă de post. Leurda, cunoscută încă din cele mai vechi timpuri, este o plantă aromatică cu frunze verzi folosită în bucătărie și în medicina tradițională pentru numeroasele sale beneficii asupra sănătății. Leurda sau usturoiul sălbatic, cunoscut științific ca Allium ursinum, cunoscut popular ca usturoiul ursului, usturoi sălbatic, praz de urs, praz sălbatic, usturoi de lemn, usturoi cu frunze largi, ceapă țigănească, usturoi de porc, este o rudă sălbatică a arpagicului. Se găsește în păduri umede, văi. Este o plantă atractivă, înflorește primăvara, poate fi și cultivată, atât pentru uz ornamental, cât și pentru uz culinar, dar și medicinal. Chiar și urșii consumă această plantă medicinală când ies din hibernare. Este leacul din lunile de primăvară pe care natura îl oferă organismului pentru a se curăța de toxine și a întări sistemul imunitar. Leurda este aliment și plantă medicinală. Poate fi consumată în stare crudă, dar și gătită. Se poate consuma și sub formă de remedii naturiste. Leurda face parte din categoria plantelor erbacee și perene și are un gust similar usturoiului. Atât frunzele, cât și florile, semințele și bulbii sunt comestibile. Există o diversitate de preparate din leurdă pe care le puteți adăuga dietei zilnice. Leurda are beneficii miraculoase, este remediul natural al primăverii. Frunzele de leurdă se recoltează la începutul primăverii când sunt fragede înainte ca planta să înflorească. Pe măsură ce florile încep să înflorească, aroma frunzelor începe să scadă. Recoltarea frunzelor tinere, fragede, cu valoare terapeutică, se face înainte de apariția primelor flori, apoi frunzele încep să își piardă din proprietăți. Bulbii pot fi culeși în lunile august-octombrie. Planta are efect detoxifiant, antiviral, antimicrobian, antiseptic. Este un foarte bun imunostimulator. Ajută împotriva oboselii, ajută la detoxifiere, scade alergiile, ajută în tratamentul bronșitei, previne tusea, bună pentru piele, inflamații și infecții, colesterol ridicat și tensiune arterială, tratează problemele de stomac, are efect antibacterian, îmbunătățește sănătatea inimii, tratează bolile cronice, conține multe vitamine și săruri minerale. Din punct de vedere medical, există multe utilizări impresionante pentru leurdă. Se poate face infuzie, ceai, vin, suc, ulei, tinctură, pulbere, cataplasme, unguente, poate fi folosită ca baie pentru tratarea anumitor afecțiuni. Leurda are o istorie îndelungată de utilizare. Este foarte delicioasă și conține o multitudine de nutrienți. Astăzi, după cum am spus, vom prepara un pesto de leurdă de post, dar pe viitor în alte materiale video vom prepara o diversitate de rețete delicioase și remedii pentru sănătate cu această plantă. Avem nevoie de o mână de leurdă, o mână de salată verde, am pus din fiecare câte 150 de grame, o legătură de mărar verde, dacă ne place gustul de busuioc se poate pune, 100 grame de nuci, puteți să folosiți nucă românească, caju, alune de pădure, arahide, ulei de măsline, sucul de la o jumătate de lămâie, sare și piper după gust. Pentru început, punem nucile într-o tigaie și le uscăm ușor, nu le rumenim, apoi le lăsăm să se răcească. Leurda, salata verde și legătura de mărar, după ce le spălăm și le scurgem bine, le tocăm și le mixăm într-un robot de bucătărie, blender, până ce obținem consistența dorită. Mutăm într-un bol, mixăm și nucile, le punem peste, adăugăm 2 linguri ulei de măsline, sucul de la o jumătate de lămâie, sare și piper după gust și amestecăm totul foarte bine.
Este gata și putem consuma. Se poate păstra într-un borcan cu capac la frigider timp de câteva zile. Se consumă în felul următor. Întins pe pâine, poate fi și prăjită. Peste paste, cartofi prăjiți, fierți, copți, grătar, carne, pește, legume. Se poate amesteca și cu iaurt, smântână, brânză. Eu aici am arătat varianta de post. Are gust de usturoi, să nu uităm că leurda este usturoi sălbatic. Indiferent că îl preparăm simplu, de post, sau varianta de dulce, rezultatul final este cremos și delicios, servit așa simplu pe pâine sau pus peste diverse preparate. Sper să vă placă această rețetă de pesto de leurdă, care este foarte aromată, sănătoasă și delicioasă, și să o încercați. Nimic nu poate înlocui o rețetă naturală făcută în casă. Fiți în armonie cu natura, care prin puterea plantelor dăruiește izvoare de sănătate. Alegeți să fiți sănătoși, că acesta este cel mai important lucru. Vă mulțumesc, dragilor, că m-ați urmărit până la final. Ne revedem în următorul videoclip pe acest canal. Pe curând!